Companiile moldovenești ating noi niveluri de dezvoltare, lucru care le permite să ajungă pe piețe destul de exigente și competitive, cum ar fi cea germană. Pentru a face livrări în această țară europeană, considerată tigrul economic al UE, produsele trebuie, în primul rând, să corespundă cerințelor de calitate, iar companiile să dispună de cantități suficiente solicitate de client. Cel puțin asta susțin antreprenorii locali care au reușit să ajungă acolo. În cadrul unui seminar denumit Export Morning, organizat de Agenția de Investiții, oamenii de afaceri au vorbit despre experiența lor pe piața germană, care are o capacitate de a consuma într-o singură zi produsele moldovenești exportate într-un an. Dacă în 2016 Germania era pe locul al cincilea în topul partenerilor comerciale ai Moldovei, din 2017 această țară deține poziția a patra, în top 3 fiind Federația Rusă, România și Italia. Germania e o piață foarte interesantă, e cea mai mare economie a Europei. Moldova este mult prea mică pentru a suferi prea mult. Adică avem așa capacitate de creștere pe aceste piețe încât nici nu ne mai imaginăm. În ultimii 5 ani, exporturile noastre piața germană cresc cu un mediu cu 14%. Creșterea constantă a importului pentru Moldova de nuci plus 9% în ultimii ani, mere plus 7%, produse de patiserie plus 4%, fructe uscate plus 4%. Printre cei care își doresc să ajungă pe această piață este și Victor Cazacu, exportator, dar mai nou și producător de struguri. Germania din Europa este cea mai greu accesibilă piață. Din motivul standardelor de certificate pe care ei le cer. Ei au o anumită gamă de produse, doar struguri, caise, prune. În restul produselor nu suntem concurențiali pe piața germană. Compania Dianei Vlasiu, care a reușit totuși să exporte anul trecut pentru prima dată prune în Germania. Pe lângă certificatele de calitate, s-a cerut și ambalarea după reguli riguroase. Am cucerit, probabil, așa să zic, piața Germaniei cu prună Stanley. Am exportat în jur de 200 de tone de prună și dacă o să fie cu succes, poate anul acesta vom mări volumul. A fost nevoie de certificare, Global Gap plus gras. Este un ambalaj mai mic, deocamdată tot în lădițe, doar că nu 10 kg cum se obișnuia, dar doar 5 kg, ambalaj de 5 kg. Fiecare mașină înainte de a fi livrat a fost nevoie să fie sortată. Se poate face acest export doar atunci când ei au căsuțele astea libere, adică pentru că ei importă și din alte țări și atunci când nu au materia primă, cer din Republica Moldova. Și pentru miere, piața Germaniei este atractivă, afirmă președintele Asociației Exportatorilor de Produse Apicole. Germania este cel mai mare importator de miere. În același timp, el este și exportator. Sunt șanse pentru ca mierea din Moldova, fiind într-o cantitate nu atât de mare, 4-5 mii de tone anual care se produc, să nimerească toate pe piața Germaniei. Noi sperăm pe aceea ca să crească exporturile de miere, anume în Germania. Aceste instruiri au scopul de a lărgi aria de comerț a producătorilor moldoveni. Pentru un export mai calitativ, mai eficient, pentru a diversifica piețele, pentru a avea un acces mai eficient pentru exportul produselor sale. Piața din Germania este una cu un potențial foarte mare, procedurile vamale, toate așteptările consumatorilor legate de acele specifice de acces în rețelele de distribuție sau retail. Anul trecut, țara noastră a exportat mărfuri pe piața germană în sumă de peste 245 de milioane de dolari, în creștere cu 14% comparativ cu ultimii 5 ani.